Dar ședința încă nu a început. Închideți, vă rog. Ați intrat deja, închideți. Ieși. Dacă am intrat într-o sală de judecată, deja a început ședința? Solicita dacă e posibil să faci cunoștință cu ordonanța procurorului Iraș Spiror, dacă domnul procuror a prezentat. Noi până mâna am văzut, eu am depus cerere în acest sens. Domnul procuror, este la anexatul ordonanța procurorului Iraș Spiror. Eu tot îmi trașez, nu știu ce mai vreau. Să nu mă pun pe altă. La dosar așa ordonanță nu este. Voi de comic să le anexați la altă cauză sau separat să examinează? Separat se examinează, dar și că asta trebuie limitat. Chiar dacă se separat. Dar este ceva ordonanță? De câte am înțeles, este, dar nu cunosc. Dați-mi, vă rog, frumos ceva timp, că eu sunt tarif. Eu nu am știu ceva mai limitat. Domnul, că după cum vedeți la materiale de cauze, ordonanță care s-a stat, nu este. Tot procesul dat, bazați pe ordonanța dată, consider dacă procurorului trebuiește timp. Eu vă spun că am consider posibil de, într-un termen restrâns, desigur, în urmă, instanță de procesul. Și așa termenul examinării deja e depășit. Procurorul de acord, e amânat cu prezentarea ordonanței. Chestionarul. Păi n-am înțeles. Doar că dosarul ăsta are vreo 6 ani, am merg cu domnul procuror în loc concediu. Ordonanța dânsului din prima vară, îmi pare. Instanța de gen tot când de admite din iasă. Avocatul ăsta pune sarcina procurorului de clienta atât. Avocatul pe și instanță copia ordonanță procurorului de la Sicurori. Cauza dată. Posibil. Da. Da. Dacă e posibil, ședința seamănă pe 20 noiembrie, ori 9 de ori, vă semnați să sunteți cunoscut, ședința de care am închis. Încerci de te rupi. Meritat concediul ăsta? Asta nu-i tergiversare. E tergiversare de multe zile. Pe lângă faptul că ei erau obligați să ne trimită ordonanța asta, ea trebuia să fie și la dosar, nu? Trebuie să ceară pentru procuror, procuror trebuie. El a fost în concediu, dar ordonanța lui din primăvară e mai timp. Noi tot așa n-am aflat de ea până când n-am cerut copii. Clar că vor să îngroate dosarul ăsta. Să îngroate, dar măcar
prezint probe, prezint... Dar e posibil să zic... Cum putem noi solicităm anularea unui act care nu există? Ei poate să zic că a expirat termenul prescripției deja? A cui termenul prescripției? Pentru faptă. Nu, dar termenul prescripției 187, alineatul 4 și acolo termenul prescripției mare. Mai mare decât 5 ani? A trecut deja 6 jumate. Și acolo ce era? JAF? JAF. Un grup? Atac de jurnalist? Eu știu și putea să mai fi. Sau tortură. Prescripție trage la răspundere pentru o fracțiune gravă, 15 ani. Aha. Așa. Dar de ce spuneau că victimele din aprilie pentru tortură, ce a mai fost acolo? Păi acolo depinde încadrarea juridică, în care articol se trebuie. Procuror și alharnic. Cum a ieșit de greu că s-a dus în concediu. Nu a avut timp nici să vadă dosarul. Crasavăț. Cum îl cheamă? Dumitru Stoicev?